Dragii mei, am aflat despre acest frumos eveniment care se pregătește pentru unirea principatelor române din 1 mai, adică a ardelenilor, a moldovenilor și a regățenilor, zicem noi. Anuța, e mare bucurie că aici la Pro TV, de mezeluri. Aici la Pro TV s-a întâmplat acest fenomen absolut de plăcut, în care frați am fost de peste 2000 de ani, prin toate vicisitudinile care ne-au păscut istoricește, am răzbit să avem o țară, să avem o limbă, să avem un neam și să fim o țară cu multă demnitate, pe care a înscris-o străbunii și bunii și străbunii noștri în decursul istoriei. De aceea dați-mi voie să închin un mesaj de primăvară în memoria lor, în iubirea față de dumneavoastră și în bucuria că suntem împreună în această seară. Eu vă mulțumesc mult de 1 mai, celebrul Dumitru Fărcaș și Taragotul Fermecat.
Suntem pe final de emisiune, este 1 mai, sunt convins că unii acasă acum pregătesc grătarele pentru că este sărbătoare mare. Jean Paller, singurul care nu s-a prins până acum, că acolo de fapt mâncarea e chiar pe bune și nu pe e butaforie. Pe cuvântul meu, am crezut că e butaforie, zic că ăștia mănâncă cartoane, ce mănâncă. Și mi-am dat seama când a venit tipul ăla dublulat și a furat 1,5 metri de cârnat și a fugit cu el. Zic, opa! Pot să-ți spun un bănculeț? Hai, foarte scurt că suntem pe final de emisiune. E cu ardele. Baba cu moșu s-au cinstit 1 mai, noapte târziu, cu tortulescu de toate. Moșu mai vrea să mai tragă o pălincă. A lăsat-o pe babă să doarmă. Și încet, pâș, când a ajuns să pună mâna pe clanță, baba, încetuși, mă! El, pup, a întrebenit pe clanță. Merge-mi iau un pexi. Merge-ți iau un pexi? Adă-mi și-mi iau un pexi. Dar nu, de-a dracu că uiți. Nu uiți, fă, nu uiți. Adă-mi și o bucățică de tort și pune și două, trei vișine. Bă, dar nu, de-a dracu că uiți. Nu uiți, fă, nu uiți. A plecat moșul. După o jumătate de oră, se întoarce la babă, la pat. În mână cu o bucată de slană. Să uite baba la slană, să uite la el, zice, nu ți-a zis, mă, că uiți, la care el, ce-am uitat, fă? Ceapa. Ardelenii sunt oameni faini și asta contează. Eu vă mulțumesc mult că astăzi de 1 mai ați petrecut cu noi. Vă rog frumos aplauze pentru Jean Paller, Dinu Ian cu Sălăjanu, Aurora și Sândel Mihai, Dumitru Fărcaș, Lidia Buble, Văru Sândel, Andra, I love you. Tocmai astăzi, de 1 mai, plecăm la mare acum. Era o glumă, de mâine intru la dietă. Dieta Lesco. Iar pe final de emisiune a venit alături de noi și Lavinia. Bună ziua, doamna Bună Lavinia. Ziua. Ai mai slăbit. De mâine intru intens la o cură de slăbire dată de Analesco. Până atunci ați venit lângă soțul dumneavoastră, da. Și încheiem ziua de 1 mai cu ceva... Cu inimioară cu dor mult. Asta e, mă, bă, dacă e inimioara și e și cu dor mult și e și în familie foarte bine. Da. Vă rog frumos, mulțumim mult Orchestra Națională Valahia. Băieți, pregătiți, ați înțeles? Las că nu mai repet cu voi că nu v-ați prins.